seara, dragi telespectatori, am venit cu ploaia și cu grindina, din păcate, la Târgu Jiu. Nu știu în restul județului cum este, că n-am apucat să vedem. Astăzi vorbim despre municipiul Târgu Jiu, pentru că de aici răsare soarele în gorj, putem spune, și invitatul nostru este domnul Raul Chiriac, șeful Serviciului Investiții din cadrul primăriei Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor! Eu sunt Aura Stoianescu, dragi telespectatori, și vreau să vă raportez că alerg după domnul Chiriac de vreo lună, pentru că e foarte, foarte ocupat și sunt convinsă că nu o să epuizăm toate subiectele pe care le avem aici, pentru că e foarte multă treabă, e și buget mare la primăria Târgu Jiu, dar și responsabilitățile sunt foarte mari și multă, multă treabă. Am punctat eu aici, domnule Chiriac, numai câteva teme de discuție apropo de investiții. Zicem, am făcut așa și un clasament în funcție de importanța pe care eu o consider, infrastructură, mă refer la importanța pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. Infrastructură, reabilitare termică, învățământ, cultură și sport. Să începem cu infrastructura. În primul rând vreau să vă întreb, adică aș vrea ca tot ce discutăm în această emisiune să fie clar, să spunem dacă sunt bani din bugetul local sau sunt și fonduri atrase, exact de unde vin banii ăștia și cum îi folosim și pentru ce. Pentru că sunt convinsă, toți telespectatorii sunt interesați ce se întâmplă în orașul ăsta și ăsta e motivul pentru care am afișat și un număr de SMS 0766314582. Deci, dragi telespectatori, dacă aveți întrebări pentru șeful de la investiții de la Târgu Jiu, aveți acum ocazia să dați SMS. Vă rog să nu sunați, deci numai SMS, da? Dacă vreți să sunați la emisiunea de dedicație după emisiunea noastră. Domnule Chiriac, la infrastructură, ce aveți anul ăsta în plan? Da, aș porni de la finanțări, așa cum a spus și dumneavoastră, cu mențiunea că de la elaborarea bugetului local și a programului de investiții din acest an, acesta a fost elaborat ținând cont de priorități, în primul rând de asigurarea finanțării pentru obiectivele aflate în derulare, pe de o parte pentru demararea unor noi obiective de investiții, de asemenea un aspect prioritar l-a constituit asigurarea cofinanțării pentru obiectivele finanțate din alte fonduri, respectiv programe guvernamentale sau prin programul operațional regional finanțat din fonduri europene, astfel încât să avem un program de investiții echilibrat care să atingă toate domeniile de la infrastructură, servicii sociale, locuințe, așa cum ați menționat, cultură, recreere, religie, practic toate aspectele vieții sociale care vizează municipalitatea. Revenind la partea de infrastructură, care este un aspect important al programului de investiții, fac mențiunea că în cadrul programului municipalității acest program se derulează pe mai multe direcții, pe de o parte, ținând cont și de finanțări, pe de o parte, este un program, programul principal se derulează prin operatorul Aparegio, care, după cum știți, a preluat la nivelul județului sistemele de apă și canalizare. În cadrul acestui program se află pentru municipiul Târgu Jiu reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare. În cadrul programului operațional sectorial de mediu, finanțat, cum am spus, din fonduri europene, acest program vizează rezolvarea tuturor aspectelor legate de aceste sisteme, pornind de la, în ceea ce privește alimentarea cu apă, de la sursele de apă, de la extinderea frontului de captare al apei și modernizarea surselor de apă, până la stația de tratare a apei din dealul Târgului, modernizarea echipamentelor, utilajelor și a întregii stații, de asemenea rețelele de aducțiune de la captarea apei până la stația de epurare, după aceea rețelele de distribuție în oraș, reabilitarea și totodată extinderea acestora, iar în ceea ce privește canalizarea, respectiv apele uzate, pornind de la extinderea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate, la extinderea canalizării, rețelei de canalizare în zona de vest a municipiului, precum și în alte zone. În paralel cu acest program major, municipalitatea a corelat toate proiectele din cadrul acestui program
cu executarea rețelelor secundare, astfel încât în cadrul programului de investiții finanțat de la bugetul local se află o serie de investiții privind rezolvarea canalizărilor, de exemplu, în interiorul cartierelor, deoarece în cadrul programului derulat prin operator se execută lucrările colectorii principali de pe străzile principale, de la bugetul local s-a prevăzut reabilitarea, extinderea sistemelor în interiorul cartierelor, astfel încât și anii anteriori și în acest an s-au executat o serie de reabilitări în cartiere, în zona de sud, în zona Plopilor, Minerilor Mioriței, Minerilor, de asemenea cartierul Debarcader va intra în perioada următoare, cartierul Griviței, cartierul Cuza 2 în zona străzii 22 decembrie, toate acestea sunt în faza de definitivare a documentației, a proiectelor, mă refer la cele ultimele trei obiective pe care le-am enumerat, urmând ca în acest an să înceapă execuția acestora. Astfel încât în această perioadă să reabilităm integral canalizările din toate cartierele municipiului. De asemenea, s-a ținut cont la aceste la realizarea acestor lucrări de infrastructură, de dezvoltarea localității, astfel încât apărând noi zone, și aici mă refer, aș da un exemplu concludent, este vorba de zona Narciselor, o zonă nouă a municipiului, unde municipalitatea a preluat o serie de terenuri de la fosta unitate militară și în care s-a dezvoltat construcția de locuințe, atât pentru tineri, cât și locuințe sociale. Este vorba de programele ANL, programele de construire locuințe sociale, de asemenea construcția de locuințe individuale, de case, de gospodării individuale în cartier, astfel încât prin dezvoltarea, prin apariția unor noi zone, automat a trebuit echiparea spațiilor publice din aceste zone, infrastructura de la străzile respective până la asigurarea tuturor utilităților, apă, canalizare, gaze, energie. Și chiar curent, că dacă stăm electrică. Să ne gândim pe centura estică, chiar m-am uitat, nu e rețea de curent electric pentru casele... De la un cap la altul. În cadrul investiției, nu sunt case. Da, în zona Narciselor au fost, toată zona a fost viabilizată prin echiparea cu toate aceste utilități, pornind de la energia electrică, s-a făcut extinderea rețelei electrice pe întreaga zonă. S-a făcut proiectul că... Nu, și execuția lucrărilor s-a făcut, fiindcă toate obiectivele din zona respectivă sunt puse acolo unde sunt obiective și case. Sigur că da, bineînțeles. Dar mai sunt terenuri spre... Zona de nord, da, bineînțeles, pe măsura acolo, dezvoltării, pe măsura dezvoltării automat se va, bineînțeles că toate aceste zone, o parte din acestea se constituie din terenuri particulare, va trebui ca proprietarii sau primăria acolo unde sunt terenuri ce aparțin domeniului public, pe care le-am menționat, să elaboreze planuri de urbanism, documentații de urbanism, astfel încât să se creioneze rețeaua de străzi, regulile de urbanism, de construcție a locuințelor și automat, având aceste documentații de urbanism, să putem interveni cu echiparea, cu racordurile la utilitățile respective, de la apă, cum am spus, gaze, canalizare, energie electrică. Și pe strada asta Narciselor s-au tot făcut lucrări acum în ultimul timp. Ce lucrări erau? Spre cimitierul și spre Coloana Infinitului. Au fost executate în perioada trecută rețeaua de canalizare, deoarece tot canalizarea din întreg cartierul a fost colectată pe canalizarea existentă în strada Tudor Vladimirescu, da, s-a întrerupt. Traseul lucrării a fost pe strada Narciselor și urmând să în cartierul respectiv o rețea. Dar se pompează pentru că e la o cotă mai înaltă nu decât... Nu, este pantă naturală, nu este pompare, deci este prin cădere liberă. Da, sunt cotele date, da. Ea se, cum am spus, se racordează în canalizarea existentă pe strada Narciselor și... Înseamnă că nu se referă și la Pandurașul. Deci nu, că Pandurașul nu va merge canalizarea pe strada Narciselor. În Pandurașul este canalizare separată, racordată tot în strada Tudor Vladimirescu, dar la o altă cotă care permite preluarea canalizării din zona natural. Pandurașu. Da. Dar fiindcă trama stradală, cota la care se racordează canalizarea din Pandurașu, este mai joasă decât... Asta e bine. Punctul de racord al canalizării din zona, din cartierul nou Narciselor. Și acum că tot v-am prins aici la noi la emisiune, vreau să vă întreb, mama, când o să aibă canalizare, domnul Chiriac?
cartierul Calea București, să zicem, sau nu știu cum îi spuneți dumneavoastră, strada Calea București e stradă principală, vorba aia, drum național, să zicem, dar oricum e stradă principală, mă gândesc, a Târgu Jiului, n-a avut niciodată canalizare, iar apa curentă mai are căderi de presiune, de presiune în zona respectivă. După câte știu, se făceau niște lucrări pentru ca în Drăgăneni să nu mai vezi oamenii cu, și nu știu dacă acum îi mai vezi, cu butoaiele de apă la poartă. Da, pe Drăgăneni este rețea de alimentare cu apă până este, pe toată localitatea. Dar mai scade presiunea. Aveți dreptate, da. Tocmai aici vreau să punctez un al treilea aspect al în ceea ce privește rețelele de apă și apă uzată. Un alt subprogram din cadrul acestei direcții îl constituie canalizarea și alimentarea cu... Canalizarea, de fapt, alimentarea cu apă este rezolvată în localitățile componente. Avem elaborate proiectele pentru toate localitățile componente, de la Romanești, Ezuren, Drăgăneni, Preajba și zona de vest, Slobozia, Bursești, Ursa Spolata. În prima etapă au început lucrările în Romanești, Ezureni. Mai mult de jumătate din lucrare s-a fost executată pe colectorul principal și pe străzile secundare. Mai sunt 7 stații de pompare pe traseul lucrării. Lucrările le vom definitiva anul acesta. Urmează ca în etapa următoare să demarăm lucrarea de canalizare în Drăgăneni, care de fapt va cuprinde... Cam când se va întâmpla asta, ca să le dăm și un termen aproximativ cetățenilor, da, să știe că acum nu-i vorba numai de mama, dragi spectatori, sunt mulți oameni acolo în zonă. Am să vă spun două aspecte. Pe de-o parte, toate, Romanești-Ezureni este demarată și va fi finalizată în acest an. În acest Cum an. Am spus, este realizată deja mai mult de 50%. Celelalte localități componente pentru toate acestea, proiectele sunt întocmite, ele au fost introduse în master planul operatorului, fiindcă va începe din acesta în 2014-2020 exercițiul financiar pe următorii 7 ani, finanțat din fonduri europene, da? Și în cadrul programului operațional sectorial de mediu sunt introduse în master planul care a fost deja elaborat, sunt introduse printre alte lucrări din de la nivelul județului și aceste lucruri din toate localitățile componente. Însă aș face mențiunea în zona de care am vorbit, Drăgăneni, și pe partea de vest. Noi deja am făcut demersurile datorită faptului că în cadrul exercițiului actual, deci în cadrul programului actual de finanțare, au fost economii în cadrul proiectului derulat prin operator, să poată fi introduse noi obiective și noi am făcut deja demersurile pentru a introduce aceste obiective, astfel încât în acest an, deja în perioada următoare, vom demara procedura de achiziție la canalizarea de Drăgăneni, de fapt cuprinde toată zona de est, strada Petrești, Sfântul Dumitru, Calea București, cartierul Drăgăneni. Sunt și stramutații acolo care se plângeau sigur că au ceva probleme cu canalizare. Da, acolo este o canalizare efectuată de către CEO, care probabil va fi racordată la rețeaua de canalizare ce va fi executată de către municipalitate. Da, e terminată canalizarea, de ce n-au predat-o cei de la CEO la dumneavoastră? Este o... Deja se fac demersurile la nivel de guvern de a prelua toată investiția, nu numai canalizarea, da? Și străzile și rețelele, exact. Da, de a fi preluate de către, știu că au început demersurile, de a fi predate către municipalitate toate investițiile realizate de către compania. Câte locuințe sunt acolo în cartierul acela care încă nu e predat? Sunt pe de o parte locuințele din zona Primăverii, după aceea este zona Drăgăneni. Nici Primăverii nu e predat? Mai, parțial, știu că s-au făcut demersuri de preluare la... Revin la canalizarea din Drăgăneni și din zona, din toată zona de est a municipiului. Cum am spus, deci este cert, va fi achiziția în perioada următoare, iar lucrarea va fi definitivată, va trebui să fie definitivată, finanțarea este până la sfârșitul lui 2015. Deci va porni, va demara în acest an execuția și cu finalitate, fiindcă este o lucrare. La sfârșitul 2015. Da, până cel târziu sfârșitul anului 2015. Noi preconizăm ca pe undeva în vara 2015, fiindcă este finanțare asigurată să... Fonduri europene? Da, da. Sunt cât la sută din lucrare... Din proiect, cât din valoarea vă pot spune că, investiției este... 98%. 98%. Deci 98%. Primăria Târgu Jiu asigură doar 2%. Da, da. Mai puțin de 2%. Și cam cât are valoarea proiectul ăsta, finanțarea? În jur, deci valoarea, conform indicatorilor tehnico-economice de la studiul de fezabilitate, aproape 9 milioane
milioane de lei. Wow! E bine că ați reușit să accesați fondurile, pentru că dacă era să faceți asta cu banii din bugetul local, s-ar fi întins pe o perioadă mai mare, nu puteați... Fondurile la bugetul local sunt insuficiente, sunt totuși, numai pe Romanește zona, sunt 16 km de canalizare, plus toate stațiile de pompare, sub traversări ale căii ferate, de asemenea în Drăgueni, faptul, mai ales că s-a mers pe două... În drumul național se fac două trasee și pe ambele părți ale drumului național, astfel încât să se evite spargerea drumului străzii, de fiecare deci dată. Automat și costurile sunt mai ridicate. Duble, în condițiile în care, da, în care se fac două trasee. Mai avem ceva la infrastructură important? M-aș vrea să mai clarific un aspect menționat de dumneavoastră legat de presiunea la apă. În cadrul proiectului derulat prin operator, chiar în această perioadă se lucrează la stația de pompare prevăzută special în acest scop de a ridica presiunea apei în zona de est, Drăgueni și zonele adiacente. Sigur că da, este lucrarea care se efectuează în zona Parcului Coloanei, este vorba de stația de pompare. Lucrurile sunt în curs de finalizare, astfel încât se va rezolva și problema presiunii în zona de est. Și în rest mai sunt probleme cu presiunea în zona de nord, la blocuri. Mai erau probleme la etajele superioare? Nu am avut probleme. Nu au fost semnalate în ultima... În ultimul timp. Înseamnă că între timp, de când am mai vorbit eu cu Primăria Târgu Jiu, s-au mai înființat niște surse noi de apă. Da. În ultimii ani. Tot în cadrul investițiilor pe care le vom derula în perioada următoare, din cadrul programului respectiv, pe lângă această canalizare din zona de est a orașului, vom demara și alte lucrări. Este vorba de extinderea frontului de captare a apei, fiindcă ați adus vorba de acest aspect, în zonele Polata și Preajba, acolo unde mai s-au sunt, mai realizat mai 8 foraje, da? Câte 4 în fiecare, se va suplimenta cu încă 4 foraje, câte 2 în fiecare localitate, și la care se adaugă retehnologizarea stațiilor, astfel încât parametrii apei de parametrii de potabilitate a apei să fie corespunzători. O ultimă și scurtă întrebare, pentru că vreau să trecem la celelalte teme. De unde bem apă în Târgu Jiu? Deci din sursele subterane, adică din... Da, sunt sursele de suprafață. Puțurile. Și care sunt cele de suprafață? Că la puțuri nu cred că e problema, apa este ok. Da, sunt de pe Bistrița, de la Vâja, de la Șușița Verde și sunt și... Și Sohodol? Da, și de la Sohodol, din zona Sohodol, da, și sunt sursele de apă subterană prin forajele existente în zona Iezureni și cele două Preajba localități, și Preajba și Polata. Am înțeles. E bună apa în anumite zone ale orașului, chiar rece și bună. Da, da, chiar toți cei care... din afara orașului care vin, au remarcat. Că avem apă bună la Târgu Jiu. Da. Dintotdeauna, de fapt, a fost apă bună la Târgu Jiu. Bun, haideți să mergem pe reabilitarea tehnică, termică a locuințelor, a blocurilor de locuit, pentru că e bine să-ți faci vara sanie și iarna car. În anul ăsta mai facem reabilitări și dacă se mai merge pe această variantă, o parte de guvern, o parte de cetățeanul sau primăria, de exemplu, la Rovinari, s-a hotărât, domne, toți banii de primăria și gata. Adică și guvernul, mi se pare, dar numai de cetățeanul. Aici la noi cum e? Probabil că a preluat. Nu cunosc aspectele de la Rovinari. A decis Consiliul Local. Da, sigur că da, în funcție de posibilități. Acum lucrurile diferă de la un buget la altul. Da, bineînțeles, trebuie răspuns la toate solicitările cetățenilor din municipiu. Aș menționa că în ceea ce privește acest program de reabilitare termică, de fapt se dezvoltă două mecanisme de finanțare, pe de o parte de la un program guvernamental înființat în anul 2009, conform ordonanței 18 de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe. De la apariția acelui program, noi am și făcut demersuri, am întocmit proiecte pe baza solicitărilor, am adus la cunoștința asociațiilor informațiile referitoare la programul respectiv. Am și fost incluși în programul național multianual cu o serie de blocuri. În acest moment sunt executate 40 de investiții, reabilitate 40 de blocuri.
în momentul acesta se află în execuție și se vor finaliza până la sfârșitul anului blocurile din zona centrală a orașului. Au fost în zona centrală, au fost realizate cele dintre Calea Eroilor și Strada Unirii, vor fi finalizate până la sfârșitul anului și cele din primul tronson al zonei centrale. Vom demara un alt pachet de blocuri tot în zona centrală, între blocurile de pe Strada Unirii cuprinse pe tronsonul dintre Piața Centrală și statuia Tudor Vladimirescu. Pe de altă parte, aș face mențiunea că în 2012 a apărut ca alternativă un nou program finanțat din fonduri europene în cadrul mecanismului financiar derulat din fonduri europene, un program cu o structură asemănătoare în ceea ce privește finanțarea. Programul este pilot, deoarece acesta va fi implementat la nivel național, începând cu acest an, în perioada 2014-2020. În cadrul programului pilot, în cadrul acestui... E pilot la noi în Târgu Jiu? Nu, pe regiunea... pilot da, în România? Da, la nivel, dar sumele au fost limitate, fiindcă este vorba de finalul exercițiului financiar 2007-2013. Da. Și a fost introdus spre finalul acestui program ca un program pilot, iar în urma constatărilor efectuate privind derularea acestuia se vor face modificările sau completările necesare pentru buna funcționare a sa în perioada 2014-2020. Noi am făcut demersuri în cadrul acestui program, am și depus, aici obligă și proprietarii sau asociațiile, este mai strict și este foarte bine că este așa, privind și obligațiile asociațiilor de proprietari de a depune documentele necesare pentru ca aceste proiecte să fie eligibile, deoarece în ceea ce privește finanțarea, dacă în programul guvernamental pe care l-am menționat prima dată, finanțarea este 50% de la bugetul de stat, 30% primăriile și 20% asociațiile de proprietari. Asta vreau să vă întreb. În cadrul acestui program finanțat de fonduri europene, structura de finanțare este de 60% fonduri europene și 40% primăria bugetul plus local. Bugetul local plus asociația de plus proprietari. Cât însă, dă primăria, cât dă aici este asociația. Discuția, fiindcă noi am invitat toate asociațiile, fiindcă am avut o serie de proiecte elaborate în jur de 70, de pe lângă cele în execuție, am avut 70 de proiecte elaborate pentru 70 de blocuri. Și am invitat asociațiile în noiembrie 2012, atunci când a apărut acest program pilot, pentru a informa și a ne aduce la cunoștință ceea ce trebuie să demareze dumnealor ca și documente pe care trebuie să le depunem pentru a fi proiectele eligibile. Mai ales ținând cont, cum am spus, proiectele erau deja elaborate. În cei 40% constituiți de primării plus asociații, cota de finanțare pentru fiecare parte diferă în funcție de veniturile pe membru de familie din blocul respectiv. Și cine stabilește asta? Uniunea Europeană? Nu. Așa nu. S-a stabilit? Da, sigur. Așa este structura programului. Cum se iar, stabilește lucru, cota? Da, adică până 150 de euro media pe membru de familie din blocul respectiv, asociația plătește 10%, primăria 30%. Între 150 de euro și 350 de euro, cotele sunt egale, peste 350 de euro până la 500 de euro venitul, asociația 30%, primăria 10%. Majoritatea cazurilor se încadrează în cota de cofinanțare egală. Însă, pentru a stabili acest prag de cofinanțare și dosarul să poată fi eligibil atunci când îl depunem la Agenția de Dezvoltare Regională, trebuie ca fiecare familie trebuie, să vină cu veniturile. Da, trebuie ca cei de la asociație să aducă acel tabel cu veniturile. Vreau să spun că din cele 70, doar o mică parte au adus aceste tabele. Un lucru minor, dar important, fără de care nu se poate obține finanțarea. Păi, noi facem demersuri în continuare, am invitat asociațiile, fiindcă vreau să spun, în această perioadă pregătim noi proiecte, am convocat toate asociațiile, pregătim proiectele, fiindcă vrem să etapizăm pe perioada, pe anii următori, în cadrul programului finanțat din fonduri europene, lucrurile sunt mai certe, se poate face un calendar estimat cât mai exact al eșalonării lucrărilor, fiindcă finanțarea este certă și tocmai de aceea dorim ca în această perioadă, pe lângă proiectele pe care le avem, pe baza solicitărilor asociațiilor, să elaborăm noi proiecte și să le putem eșalona, dar cum am spus,
Trebuie bine, ca da, și sunt, reprezentanții asociațiilor să-și facă... De acord cu dumneavoastră, dar în Târgu Jiu sunt foarte multe blocuri și foarte multe sunt peste 100 de asociații. Câte asociații sunt? Sunt asociații, poate într-un bloc sunt și 3 asociații, că s-ar putea să fie asociații de scară. E vorba de numărul de blocuri... Adică în fiecare bloc să aveți estimarea venitului mediu. Asta da, vă interesează. Da, exact, păi faceți un anunț. Primăria Târgu Jiu, și anunțuri, primul bloc care e gata, îl băgăm în lucru. Cred că au cuplat. Bineînțeles că și aici sunt termene la care trebuie să depunem. Cum am spus, noi le pregătim pentru... Pe de o parte, continuăm în cadrul programului guvernamental, dar acolo finanțarea este limitată și am obținut totuși fonduri. Cum am spus, au executat 40 de blocuri, sunt altele în execuție în zona centrală, continuăm și pe programul guvernamental, dar vrem să pregătim acest proiect major pentru perioada 2014-2020, astfel încât să putem realiza cât mai multe blocuri din municipiu. Corect, dar cele 70 de blocuri sunt deja stabilite, care sunt acelea și așteptați documentația sau ați spus avem 70 de blocuri? Avem deja proiecte, avem proiecte elaborate. Sunt unele care conform sunt legii, da. Proiectarea se demarează după încheierea contractelor de mandat cu asociațiile de proprietari. S-au încheiat contracte de mandat pentru toate blocurile la care avem proiecte cu asociațiile de proprietari. S-a elaborat proiectarea și urmează toate fazele până la... Și mai sunt locuri la blocuri care să se înscrie și să vină cu... Sau s-a stabilit deja care blocuri trebuie. Deci orice asociație poate veni în continuare. Programul este deschis. Nu e deschis. Dar bineînțeles, nu este un program limitat. Adică n-ați stabilit. Ăștia sunt blocurile și acum așteptăm după acte. Nu. Nu să știți doar atât. Avem 70 de blocuri de finanțat. Avem pe de o parte proiecte elaborate pentru care o parte am din depus ele. La Agenția de Dezvoltare Regională. Vom depune în perioada următoare pentru alte blocuri. Iar pe de altă parte, funcție de evoluția lucrurilor, în sensul că între timp alte asociații și-au manifestat dorința și-au încheiat toate actele necesare, adică contractele de mandat semnate cu primăria, bineînțeles că s-a făcut un alt pachet de blocuri pentru care se vor elabora documentațiile, proiectele tehnice. Cum am spus, dorim ca în perioada următoare, ținând cont că așa cum am constatat din ghidul consultativ al programului operațional regional, programul european, se acordă, este un program prioritar acesta de sprijinire a eficienței energetice. Sigur că da, și ca atare se alocă și sumele necesare, astfel încât să poată fi realizate cât mai multe investiții în acest domeniu. Vă propun să trecem la învățământ, pentru că e important unde merg copiii noștri la școală și mai avem câteva minute și vreau să le gestionăm foarte bine. Ce investiții aveți în plan în vacanța asta și dacă școlile din Târgu Jiu vor fi gata, pregătite și aranjate pentru începutul anului școlar, pentru că sunt multe localități și în țară și peste tot unde se începe școala printre schele. La noi se va întâmpla asta la toamnă? Nu avem probleme în acest sens. Chiar aș vrea să fac mențiunea. An de an, primăria a acordat o atenție deosebită unităților de celor 53 de unități de învățământ din municipiu. An de an s-au făcut atât obiective de investiții majore privind extinderii, construirea de noi spații pentru învățământ, dar și reabilitarea acestora, astfel încât, practic, în ceea ce privește reabilitarea, majoritatea au fost... Lucrările au fost realizate integral, astfel încât volumul de lucrări nu este mare în acest an în ceea ce privește reparațiile. Vor fi reparații curente, anumite igienizări, reparații la instalații acolo unde se impune. Însă nu, cum am spus, din anii anteriori deja, lucrându-se an de an, au fost în mare parte reabilitate. Am pus un accent deosebit pe investițiile majore din învățământ, cu atât mai mult cu cât și la acestea aș face mențiune. Pe de o parte, pornind de la învățământul preșcolar, unde s-a creionat, unde s-a manifestat o tendință de creștere a numărului de solicitări pentru înscrierea copiilor preșcolari și, după cum am mai expus și anterior în alte discuții, au fost realizate o serie de noi obiective, două grădinițele din zona de sud, în zona centrală, chiar
în această perioadă se definitivează o nouă grădiniță în zona Narciselor, zonă de care am făcut vorbire, zonă nouă a municipiului, unde s-au mutat și... de anul trecut, care sigur vor că avea copii, unde au fost și repartizate unde... locuințele pentru tineri, locuințele sociale, și va funcționa, va fi destinată special pentru cei... pentru copii din zona respectivă, ca să nu facă naveta. Da. Am luat în calcul, cum am spus, pe lângă dezvoltarea orașului, pe lângă zonele de dezvoltare, și această tendință a creștere, de creștere a numărului de copii în anumite zone. Pornind de la învățământul preșcolar, la care mai avem și alte obiective, avem o strategie pe termen mediu la nivelul municipiului, am pregătit proiectele astfel încât tot în această perioadă să putem depune, să le putem realiza în cadrul programului operațional regional. Rămânând tot la învățământul preșcolar, menționez că pe lângă această grădiniță va demara o nouă grădiniță și în zona de Barcader, tot în area aferentă zonelor de locuințe pentru tineri, a celor trei blocuri anele, pe platoul, pe un teren liber de sarcini din zona respectivă, o grădiniță cu trei grupe. Din fonduri de la bugetul local sau tot finanțări? Și aceasta din Narciselor și cea din Debarcader sunt obiective realizate în parteneriat de către Ministerul Educației și, de către primărie. Investiția de bază sunt investiții tip, proiecte tip. Investiția de bază este finanțată de către Ministerul Educației, iar primăria asigură partea de lucrări conexe, racorduri la utilități, apă, gaze, canalizare, energie electrică, după sistematizare pe verticală, da, alei, spații verzi, loc de joacă, echiparea centralei termice, practic toate lucrurile conexe. La fel este după care veți prelua ca și investiție, da, sigur că după ce da, e gata, se preia de către primăria. Primăria. Grădinița din Narciselor, practic, va fi pusă în funcțiune chiar din această toamnă, va intra în circuitul de învățământ, da. Pe lângă aceasta, o serie de obiective, noi avem proiecte elaborate, aș menționa reabilitarea integrală a Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Acolo am învățat eu. Cu valoare, liceu. Cu o valoare arhitecturală deosebită. Da. Va fi o reabilitare completă integrală. Și complexă. Da. Atât exteriorul, cât și spațiile interioare. E declarată monument? Da, face parte e din... E monument. Înseamnă că aveți nevoie de niște avize speciale? Sigur că da. A și fost luat avizul de la Ministerul Culturii. Proiectul este elaborat, da. Asta e bine. Pe de altă parte, noi funcțiuni vom crea la colegiile, liceele care nu dispun de toate funcțiunile, respectiv cum ar fi liceul, Colegiul Comercial Virgil Magiaru sau Liceul Sportiv, realizarea cantinei și cămin internat, cantină, club, un fel de campus la fiecare unitate. Unități care nu dispun în acest moment de funcțiunile respective. Program de construire săl de sport. Aici am făcut demersuri către Compania Națională de Investiții. Este un alt domeniu sport al sportului. Pentru licee, pentru da, școli, da, da, da. Fiindcă în cadrul Companiei de Investiții, unde avem incluse în programul din acest an unele obiective majore din municipiu, pe lângă acestea se derulează programele de construire săl de sport la unități de învățământ. Am făcut demersuri și a fost inclus în lista sinteză construirea unui bazin de not, tot în cadrul acestui program. Unde? La Colegiul Comercial Virgil Magiaru, acolo unde este prevăzută și o sală de sport, iar pe un teren din zona învecinată Colegiului Comercial Virgil Magiaru, respectiv pe strada Narciselor, un teren preluat de la unitatea militară de aproximativ un hectar, va fi sistematizat astfel încât acolo, pe de o parte, se elaboreze proiectele pentru campus, de care am amintit, cantina, club și cămin, și pe de o parte bazinul de not școlar, bazin care va deservi nu numai toate liceele și toate exact, școlile, pentru toate, asta vreau toate să vă liceele, întreb. Bineînțeles. Că nu vede ce să aibă liceu economic, să n-aibă da, liceu da, sportiv. Nu, este o locație, că a fost locație este o locație potrivită, disponibilă, cu acces facil pentru toți elevii din municipiu și nu numai. O locație respectivă poate funcționa și pentru în afara orelor destinate copiilor de învățământ, poate fi și o sursă de venit destinată în chirieri, mă rog, va fi bazin olimpic? Larg.
Nu chiar bazinul olimpic, sunt nu chiar. Programul respectiv are mai multe. Nu, bazinul olimpic are mai olimpic, multe condiții de îndeplinit. Da, și se adresează de regulă localităților care au echipe de polo de performanță. Da. Am înțeles. Foarte scurt, mai avem puțin timp pentru următoarele trei teme. Două teme ne-au mai rămas. Sportul și cultura. Ce facem pentru Calea Eroilor, că tot vorbește pozitiv și negativ pe tema asta, și pentru sportul gorjean, care iar așa e un subiect controversat. În ce sens? Adică unii vor să investiți în sport, alții nu vor să investiți în sport. Da. Referitor la Calea Eroilor, avem o serie de proiecte pe care dorim să le realizăm în cadrul unui plan integrat, proiecte care vizează acest domeniu de promovare, de punere, de dezvoltare și punere în valoare a patrimoniului natural și cultural. Am demarat un proiect pentru Parcul Central, un proiect de reamenajare a grădinii publice, chiar de amenajare peisagistică a grădinii publice, este vorba de Parcul Central. Proiectul este elaborat, este și depus în cadrul unui program. Așteptăm rezultatele. European? Da, sigur că da, cu finanțare europeană. Și sperați să-l câștigați, proiectul? Da, sigur sunt că șanse? Da. Adică aveți punctaj mare? Sunteți... Proiectul este eligibil și la apariția programului operațional regional, fiindcă este axă prioritară prevăzută pentru acest domeniu. Cum am spus, dorim să realizăm un plan integrat privind această zonă protejată a ansamblului monumental Calea Eroilor. În ceea ce privește Calea Eroilor, am demarat o serie de acțiuni prin care să realizăm un proiect care să pună în valoare și practic această axă să devină axa simbolică a orașului, care poate genera și prosperitatea categoric acestuia. Pentru că la ora actuală Calea Eroilor e cea mai sigur că să zic urâtă stradă din... adică n-are. Ne propunem ca... E prea îngustă, e drumul rău, e nebăgată în seamă de nimeni. Ne propunem ca, tocmai de aceea... Turiștii nu știu. Da, ne propunem ca toate demersurile, ne-am propus ca toate demersurile pe care le facem legat de implementarea acestui proiect să conducă la cea mai bună soluție. Și tocmai de aceea am păstrat, am comunicat, am consultat atât Ministerul Culturii cât și Ordinul Arhitecților. S-a făcut dezbatere publică, după câte știu, dar n-a fost multă lume interesată. Am inaugurat, în prima etapă am invitat arhitecții din municipiu pentru un schimb de idei, pentru un fel de consultare, a avea o viziune. O furtună de idei, cum fac americanii sau străinii. Exact, a avea o viziune a ceea ce dorim să facem. Urmarea discuțiilor, să găsi soluția cea mai bună, am demarat un concurs de soluții în anul 2013, în care au venit arhitecți și din țară, din București, și locali cu anumite idei pe care le-am selecționat într-un concept general, deoarece în cadrul acestui obiectiv dorim să realizăm mai multe aspecte, pe lângă amenajarea propriu-zisă a Căii Eroilor și realizarea de parcaje, o parcare subterană în zona generală. De cadru scăpăm pe acolo să putem și noi poza, la tema de proiectare filma. Au fost, sigur că da, tema de proiectare stabilește niște direcții generale, exact cum a spus dumneavoastră, de la eliminarea cablurilor aeriene, la, bineînțeles, pavimentul respectiv, perdea de vegetație, astfel încât este o idee a mai veche a unor... arhitecților care au studiat această zonă, de crearea unei perdele verzi care să facă legătura între cele două parcuri, Parcul Coloanei și Parcul Municipal, astfel încât practic să fie ca o alee, un parc în parc, o alee de legătură între cele două parcuri. Și bineînțeles, de la infrastructură, realizarea parcajelor, sistemul de iluminat, spații pentru anumite manifestări culturale, expoziții, tot ceea ce poate conduce ca la punerea în valoare acestui obiectiv de practic de esențial interes național, de interes național prioritar. Da, și dar de aceea... și foarte special pentru Târgu Jiu, pentru că am putea câștiga bine din turism, știind să promovăm, și s-a început promovarea, într-adevăr, a operelor, pentru că, în sfârșit, sunt indicatoare. Discutam cu domnul primar acum vreo 2-3 ani, zic, domnul primar, vine omul și zice, unde e coloana, unde e poarta, unde e masa? Păi să-l explic, prima la stânga, prima la dreapta, foarte greu. Acum sunt indicatoare. Sigur, tocmai de aceea, ideea este ca prin proiectul, cum am spus, am realizat o primă etapă, am consultat Ministerul Culturii, mereu am consultat specialiștii de la Ordinul Arhitecților,
am făcut demersuri către Guvern și Ministerul Culturii de implicare în acest proiect, pentru că au pârghile necesare, logistica necesară, astfel încât să ne poată ajuta. Și în continuare vom demara ultima etapă, respectiv un concurs de soluții de nivel național, chiar la concurs de arhitectură internațional, care să conducă la alegerea cele mai bune soluții și pregătirea proiectului, astfel încât să putem obține finanțarea în cadrul programelor europene. Da? Dar am făcut toate demersurile pentru ca soluția și acest concurs de soluții, tocmai de aceea am apelat la Ordinul Arhitecților, pentru popularizarea acestui concurs, pentru a avea o participare cât mai de calitate, numeroasă și cât mai de calitate. Iar proiectul care va câștiga să fie cel mai bun. Exact. O jumătate de minut pentru sport. Un minut. Negociem. Vă mai dau o jumătate de minut. Da, tot am făcut referire la programele pe care le derulăm prin Compania Națională de Investiții din cadrul Guvernului. A fost promovat referitor la sport. A fost promovat în acest an acest obiectiv al Complexului Sportiv Municipal și respectiv sunt două obiective, extinderea și modernizarea stadionului municipal și extinderea și modernizarea sălii polivalente. În ceea ce privește stadionul municipal, se lucrează deja la studiul de fezabilitate. Dacă ar să punctez un calendar estimativ al investiției, în acest an se va, la nivelul Guvernului, la Compania de Investiții, se va derula procedura de achiziție, astfel încât în primăvara anului viitor estimăm începerea lucrărilor. Se vor desfința complet tribunele existente, practic pe amplasamentul respectiv se va construi un stadion de 4 stele, clasificat la 4 stele. Da, este clasificația. Și acum câte stele avem? Nu este clasificat la... Este un stadion, acum avem nicio stea. Nu, este un stadion cochet care este apreciat de... Chiar ieri a fost responsabilul, directorul din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal pentru omologarea stadionului în ceea ce privește siguranța și ordinea pe stadioane și chiar a fost încântat de stadionul nostru. Este un stadion cochet, n-am avut nicio problemă, corespunde din toate punctele de vedere în ceea ce privește siguranța și ordinea pe stadioane. Păi și când va fi de 4 stele, poate că avem și acoperiș. Bineînțeles, la o clasificație, da, sigur că da, toate locurile vor fi acoperite, deoarece, da. Ce e frumos. Vor fi 12.500 de locuri, toate acoperite, hotel, va fi construit un nou hotel de 4 stele, cu 20 de camere pentru echipele vizitatoare, mă rog, pentru alte destinații, spații, tribuna oficială va fi amplasată la intrarea, pe amplasamentul actualei tribune, unde se află actual tribuna a doua, cu parcare subterană și la nivel, pe parcare dispusă pe două niveluri. Dacă începe la anul, când se termină asta? Termenul de realizare estimat de 15 luni. Așa repede? Da. Bun, sala de sport? Sala de sport. Că s-a terminat deja timpul. Sala de sport emisiunii? La fel va intra în extindere și modernizare. Deja a fost stabilită soluția, va avea 1250 de locuri. Și când? Și toate dotările necesare. Când începe, când se termină? Cam același calendar. Începe la vară, la primăvară? Că durata de execuție este mai mică în cazul sălii. Un an. De sport. Da. Nu, mai puțin de oră. Chiar mai puțin. 6 luni. 6 luni. Deci la noi gata. Da. Păi vă urez, domnule Raul Chiriac, spor la treabă, că văd că aveți multă treabă și vă mai așteptăm cu noutăți la ENSA TV, pentru că târgujienii și gorjenii toți vor să știe și toți telespectatorii noștri dacă vin la Târgu Jiu ce găsesc și dacă stau la Târgu Jiu cât de bine se simt. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, dragi telespectatori, la revedere.